prin Sfințirea cea mare a apei, prăduim înnoirea botezului Domnului. Și în același timp, spune Sfântul Simeon al Tesalonicului, noi prăduim înnoirea propriului nostru botez. Ne bucurăm astăzi când gustăm apă sfințită, pentru că este apă plină de harul Preasfintei Trăimii. Este iubirea Preasfintei Trăimii. Care sunt binefacerile acestei ape sfințite astăzi? Sunt foarte multe, după cum ați auzit de nectenie și rugăciunile care s-au citit. În primul rând, se spune într-o rugăciune de la slujba de sfințire a Marea Apei, că această apă este izvor de nestricăciune. Este izvor de sfințenie. Este alungarea duhurilor potrivnice. Este vindecare a sufletelor și a trupurilor. Este dezlegare de păcate. Și este dăruire de tot binele folositor. Yeah.